nostru ca să fim împreună. Bună, Mihaela, și eu te salut. Ia să vedem cine mai este. Văd pe fetița Melania, Mariana. Hai, deschideți-vă camerele. Hai, că nu sunt singură aici. Și cine este nou? Tare vreau să știu cine este nou. Dacă vreau să o salut în mod special. Alev ne aștepta. Salutare, Gianina. Ionela. Ah, și mădă cu bebe. Bine, nu mai e bebe, că deja are un an, nu? Trece timpul, mădă, trece. Da, așa e. Da, trece. Bună, Mariana. Bun, te văd și pe tine. Și Alina. Alina, sper că ești bine și te-am văzut cât ești de consecventă și intri în seminariile noastre, așa că felicitări din inimă. Ești lider nou, dar lider aici, pe baricade. Și Gabriela, bună, Gabi. Așa, bun, fetelor. Așa, îmi place să vă văd ca să putem să dăm un vibe frumos. Că nu putem, cum spunea Mihai, mergem la o întâlnire și ne punem o căciulă sau ceva pe față, nu? Indiferent de cât de nearanjate suntem, este foarte important să ne vedem. Pentru că noi, ca femei, toată încrederea pe care o avem vine din inimă și zâmbetul pe buze, deja putem să spunem că trecem peste orice. Bun, deci nu avem oameni noi acum? Nu? Că dacă nu avem oameni noi, putem să sărim peste partea de oportunitate sau să vă întreb eu pe voi lucruri. Hmm? E nimeni nou? Fetelor. Am dat link, dar n-a intrat fata care am scris. Bun, atunci uite, o să trecem rapid prin partea de beneficii pentru că a putea să-i dai reluarea, da? Fetei. Că sunt sigură că sunt foarte multe și dacă e să mă uit pe rapoarte, avem în fiecare zi 50-60 de persoane la nivelul echipei. Așadar, ar trebui măcar un sfert dintre acestea să intre alături de noi, să vadă cât de frumoase sunt produsele, cât de bune sunt și mai ales din ce echipă fac parte. Pentru că fac parte din cea mai tare echipă, o echipă de neînlocuit. Eu dacă ar fi să mă mai încep încă o dată, nu aș schimba absolut nimic în parcursul meu în farmacie, pentru că voi sunteți cele care m-ați adus aici, pentru că cele care am un motiv în fiecare zi să mă trezesc, să muncesc, dar să muncesc cu inima, să muncesc cu drag. Așa, Alexandra e cu copilașul, să treacă copilașul cu pici copilașului. Bun, toată lumea e mămică pe ei sau avem și persoane care nu sunt mămici? Cine nu e mămică? Ia să vedem. Că toată lumea sunt mămici. Toată lumea e mămică, toată lumea sunt mămici, am zis, nu? Am zis bine, tare. Bun, fetelor, să știți că am vorbit astăzi toată ziua. Am o grămadă de notițe luate, am telefonul când mai am câteva apeluri la care n-am putut să răspund. Dar sunt aici alături de voi și vreau să vă felicit pe voi că ați venit încă o dată alături de mine să vorbim despre farmacie. Acest cuvânt ne unește pe toate și acest cuvânt, mă scuzați că sunt șciufulită, acest cuvânt, cred că în momentul în care îl spui, îți trăsaltă inima de bucurie și aș vrea ca fiecare dintre voi să simțiți asta, să simțiți în calitate de client, în calitate de consultant sau reprezentant și mai ales în calitate de lider. Pentru că această călătorie numită farmacie nu începe doar cu ideea de a face bani, ci cred că ideea de a face bine și a aduce bunătate în jurul tău și a face schimbări și transformări este cel mai important. Și asta am făcut în ultimii 3 ani jumătate de când este farmacie pe piața din România și continuăm să o facem. Noi așa continuăm și continuăm cu toată încrederea și toată bunăvoința pentru că se întâmplă la nivel național niște chestii fantastice, cresc oamenii, vin bani și mai mulți și în timp ce unii se plâng, și apropo, toate prețurile au crescut, nu-i așa? Este mai, din ce în ce mai greu cu toate cheltuielile care ne vin. Și astăzi ascultam un seminar și întrebarea era, unde te vezi peste 5 ani în acel seminar? Și punea lectorul, da, punea întrebarea asta cuiva din public, unui bărbat. Unde te vezi peste 5 ani? Te vezi exact unde ești acum? Adică, poate pui pe hârtie toate cheltuielile tale, poate te descurci greu cu chiria sau vrei să cumpere o casă, să-ți cumpere o mașină, să fii mai bună și nu reușești? Unde te vezi peste 5 ani? Vrei ca viața ta să fie mai bună? Vrei ca viața ta să fie alta sau să fie mai diferită decât cea care este acum? Pentru că noi, ca oameni, ne-am născut cu o foarte interesantă caracteristică, să fim mereu nemulțumiți. Nu-i așa?
Este bine, dar parcă mai mergea ceva, ca la un fel de mâncare. Este bun, dar dacă mai avea un pic de sare, piper sau nu știu ce condimente, poate ar avea un gust mai diferit, mai bun. Da, asta e o caracteristică a noastră, să fim nemulțumiți. Însă, ca să fii mulțumit, trebuie să trăiești ziua de astăzi, să faci tot ce ai putut, să dai tot ce poți, ca ziua de mâine să fie mai bună. Pentru că dacă ziua de astăzi va fi în continuare la fel, și ziua de mâine la fel, și ziua de poi mâine la fel, adică aceeași rutină, te trezești dimineață, uitați, o rutina mea de înainte de farmacie. Mă trezeam dimineață, am în telefon poze din primul an al Evelinei, cred că acum mămicile care au un copil de un an mă cunosc asta, sute, mii, nu mai încăpea în telefon. Zâmbăreață, ne ciupuleam, dar stăteam mai toată ziua în pijamale, nu puteam zice că sunt mulțumită de mine. Poate mă aranjam un pic dacă ieșeam afară. Și îmi doream altceva. Vreau să plec din chiria unde stăteam și așa mai departe. Adică erau foarte multe lucruri pe care erau la lista de to-do. Și a venit farmacie. Și ce am înțeles eu în momentul în care am pus mâna pe farmacie? Am înțeles că asta este oportunitate și este un tren care vine odată și dacă nu-l prind acum, e posibil ca peste un an, doi, trei, când la nivel național se vor produce multe schimbări, eu să nu mai am loc. Dar nici nu e adevărat că cei care s-au înscris prima dată au mai mult succes decât cei care vin acum. Pentru că depinde de ce faci tu în fiecare zi. Pentru că cei care s-au înscris în 2019 nu au avut atâta succes pentru că nu știau produsele. Pentru că nu aveau o piață care să le testeze, poate că nu credeau în companie. Și pot fi aici o grămadă de scuze. Deci nu contează timpul, contează ce faci tu acum. Indiferent când te-ai înscris, contează ce faci tu acum și ce dorești tu de la tine și de la viața ta. Și îți garantez eu că aici e locul potrivit, mediul potrivit, avem seminarii, avem educație, avem produse fantastice, avem de toate. Dacă cineva acum mi-a spune că ne lipsește ceva, credeți că ar fi vreo scuză sau vreo obiecție pe care eu să nu-i fac față? Am trecut prin atâtea cu farmacii, încât eu sunt exemplu clar că se poate. Și se poate și câștiga mulți bani, se poate merge și în excursie, se poate avea și o echipă fantastică și eu am plecat exact de unde ați plecat și voi. De la un cont de consultant, de la un cont care pur și simplu îți oferă șansa să-ți cumperi niște produse și atât. Nu mi-a oferit altă șansă acel cont. Și nu am așteptat să vină farmacii la mine și să-mi zică, hai mă, dă-mi la fă mai mulți bani. Nu, am văzut că se poate câștiga. Așa, că se pot câștiga mai mulți bani și am pus mâna pe treabă. Așadar, vă invit și pe voi alături de mine. Bun, haideți să punem și prezentarea care am pregătit-o special pentru voi. Știți că eu sunt cu slide-urile. Și este vorba astăzi despre follow-up. Ca să fii bun, trebuie să pui întrebări și trebuie să faci o tehnică numită follow-up. Dar, înainte să trecem la această tehnică, vreau să fie acest seminar și pentru cei noi, cei care nu au avut timp suficient, poate să treacă prin toate beneficiile farmacii și eu să le fiu ghid în primele 15-20 minute ale prezentării. Aceste două poze, le știți, o parte dintre voi sunt cu mine când eram mică și când eram studentă, cu mediul în care am trăit eu, cu bunicii, cu părinții, așa cum am zis. Și vă mai zic, pentru cei care nu știți, am trăit la țară timp de 18 ani și nici măcar nu aveam toaletă în casă. Adică toaleta era în spatele casei. Și chiar îi spun Evelinei când se mai spală dimineața pe față, că tot așteaptă să încălzească apa la chiuvetă și zic, mami, eu când eram mică, mă spălam cu apă rece sau trebuia să mă gândesc că trebuie să încălzesc, să pun pe aragaz, sau... oho, greu. Așa cum mă spălam cu o cană cu apă rece și asta este, mă trezeam rapid. Da, însă vremurile acelea au trecut și acum cel mai mare, cred că, recunoștință pe care o pot avea eu e momentul în care a fost pandemia și eram doar director gold și o să fie imediat și povestea unui director gold, pentru că am invitat special în seara asta. Am reușit cu împreună cu Daniel, soțul meu, să facem baia în casa mamei mele. Și asta înseamnă confort. Banii îți aduc confort. Dacă aveți o prejudecată legată de bani, credeți-mă că nu trebuie. De ce? Că totul se învârte în jurul banilor, mai ales certurile din familie, soț, soție, nu avem destui bani, nu că aia e prea scumpă, nu cumpăra aia, dar uite că ne trebuie acolo, sau pentru copii, nu-ți cumpăra mami Adidas și aia de 200 de euro, că n-ai
ce să faci cu ei? Mai ați de 200 de lei, că sunt aceeași calitate. Și aici aș putea vorbi despre bani doar o oră întreagă numai despre ei. Nu m-am plâns niciodată de ei, nu i-am iubit astfel încât să zic că am nevoie de ei și fără bani nu pot trăi, ci sunt fericit așa cum sunt, cu mulți sau cu puțini bani, dar nici ei n-au fugit niciodată de mine. Adică cu puținul ăla pe care îl aveam, aveam bani. Eu mereu îmi spuneam, am bani. Am bani suficient cât să fiu fericită. Dar întotdeauna se poate mai bine, pentru că banii aduc și fericirea altor oameni din jurul tău și poți face și bine cu ei. Și asta oferă și pharmacy, îți oferă această șansă de a face bine. Și chiar mi-a oferit o nouă viață, o grămadă de oportunități și să fiu pe scenă alături de soțul meu, de Evelina, de Sina Antuna, pentru mine a însemnat un real succes, pentru că poți avea o grămadă de bani, banii vin și pleacă, dar aceste momente în care le petreci împreună cu echipa ta, adică cu voi, cu echipa Alfa, în team building-uri, în excursii, cu oamenii, ca așa de repede a trecut în gala, la gala globală din Istanbul, încât mă uit în această poză și nu știu dacă v-am îmbrățișat cum trebuie pe fiecare. Și dacă n-am făcut-o, promit că o să mă revanșez următoarea dată, iar data viitoare să fim și mai mulți. Să facem o echipă și mai mare, să facem o echipă și mai unită. Suntem deja cea mai tare echipă din Europa și suntem o echipă de neînlocuit. Nu poți să-ți găsești locul în altă parte decât într-un mediu care crește. Și fetele acestea pe care le vedeți voi în imagine, iar dacă faci parte din această poză, felicitări! Sunt fete care se susțin reciproc, se ajută reciproc și oricând poate Georgiana să vorbească cu Melania, să zic, să ceară un sfat sau invers, viceversa, și ambele o să fie deschise chiar dacă nu sunt una sub alta. Adică nu Georgiana a scris-o pe Melania sau invers. Și ele, fetele din poza aceasta, cât și domnii, cum e Răzvan, sunt oamenii care mă trezesc în fiecare dimineață și vă doresc și vouă să aveți un motiv atât de puternic încât în fiecare zi să-ți asumi responsabilitatea față de sute de persoane. Pentru că nu e ușor. Nu e ușor să-ți asumi responsabilitatea ta, dar este atât de provocator și așa de frumos încât nu cred că în viața mea aș putea avea o menire mai frumoasă decât a schimba și de a ajuta cel puțin 1000 de femei să ajungă la independența financiară. Și ăsta este scopul echipei Alfa, să avem 1000 de directori Alfa, 1000 de femei, 1000 de bărbați, sau printre care și bărbați, că noi femeile suntem mai curajoase, să zicem, și ne place să facem provocări și ne place să facem schimbări. Bărbații sunt așa, mai conservatori. Așadar, de asta zic mai mult femei, 1000 de directori Alfa care se câștigă minim 1000 de euro. Asta este misiunea și viziunea noastră, dar nu am putea să ajungem la acest scop dacă nu am pune educația pe primul loc și avem atât seminarii gratuite cât și plătite. Dacă creșterea ta financiară, adică poți fi în orice altă companie, draga mea, poți să te duci la, nu îmi dau nume, eu am mai fost în alte două companii, la una am stat de dragul echipei, la una am stat de dragul produselor, dar la nicio altă companie nu am găsit totul, să stau și de dragul echipei, de dragul conducerii și de dragul produselor, să găsesc toate aceste motive. Și creșterea ta financiară este importantă pentru mine și important și pentru liderul tău. Dacă tu ești mulțumită de banii pe care iei, indiferent cum iei, că iei din vânzare de produse sau că iei din parte de leadership, de a construi echipă, este importantă creșterea ta financiară. Apoi, să ai mediul acesta în care să te simți apreciată și iubită și oricând să ți se răspundă la telefon, să fie ajutată, să ți se răspunde la mesajele de pe grup și cu siguranță vei ști că este mediul potrivit. Iar în final, să devii tu cea mai bună variantă a ta, ajutând alte femei să facă asta, pentru că dăm binele mai departe. Nu ne păstrăm doar nouă, pentru că asta înseamnă a fi egoiști. Și egoiștii nu sunt niciodată răsplătiți, nici de univers, nici de Doamne, Doamne. Așa cum spune Mihai Cioban, când a făcut, sper că a fost în seminarul gratuit de vineri, ultimul, dacă ar fi 10 reguli pe care să te bazezi o harta succesului, ultima ar fi încrederea pe care tu o ai în Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu se poate. Și dacă tu crezi în Dumnezeu sau în univers sau în ceva mai mare decât tine, scopul tău este să dai acest bine pe care îl ai și l-ai învățat mai departe. Și asta a făcut Melania. Ea este prietena și persoana. Eu am găsit persoana sau ea m-a găsit pe mine. A găsit persoana cu care să mergi mână de mână înseamnă să ai o prietenă cu care să crești în același ritm.
Și vreau să încep cu asta, în combinație cu tot ceea ce o să vă vorbesc eu despre beneficiile pharmacy, pentru că singură e greu. Și nu mă refer la liderul tău, să găsești liderul tău, ci de sub tine să găsești persoana, chiar dacă ea te caută. Identifică în toți oamenii cu care tu vii în contact persoana cu care să mergi mână de mână în această afacere. Și știu că Melania e pe aici. Da, mă, dă, sunt aici. Așa. Mi-a trimis cu și m-a emoționat foarte tare, să știi atunci. Să știi că și pe mine mă emoționează pozele astea. Da. O să spune de ele. Da, o să zic așa pe scurt cine sunt eu și după aceea o să vă zic acțiunile mele și tot ce am făcut eu și wow, câte am realizat în 3 ani și puțin de pharmacy. Numele meu este Melania Popa, sunt mămica Sarei, de 4 anișor și mămica viitorului bebe, în decembrie. Așa, de profesie sunt asistent medical, dar cred că nu o să mai spun asta în curând, pentru că de profesie sunt, lucrez în network marketing, la fel ca și voi și vă felicit pentru asta, că ați ales să faceți acest lucru. Iar să spun așa, interacțiunea mea cu pharmacy sau momentul în care m-am decis să fac pharmacy a venit în urmă cu 3 ani și puțin, pentru că atunci fetița mea avea 9 luni, vreau să rămân acasă lângă ea, să nu mai merg la un serviciu clasic pe care sigur voi poate în acest moment îl aveți. Și în același timp vreau și libertatea financiară. Adică, sincer să vă spun, eu nu sunt o persoană care aș putea să fiu supusă cuiva și să fiu o persoană care să primească ordine și să execute ordine. Nu-mi place asta, absolut deloc, urăsc asta și am urât asta cel puțin la serviciul meu numai când mă gândeam cum să mă întorc la serviciu și o să primesc ordine de la alții și eu trebuie să le execut. Și asta nu-mi place deloc. Și aici, efectiv, eu îmi dau ordine, eu îmi creonez agenda, că asta făceam acum, treceam niște chestii importante pe care le-am de făcut mâine. Fără să fie cineva să spună ai asta de făcut și asta și asta și asta. Și cum a spus mădă, totul a plecat, cum și voi puteți să plecați alături de o prietenă. Mădă pentru mine este o prietenă, va deveni prietena mea din momentul în care am completat link-ul. Și vreau să vă spun și așa să fac o mică paranteză, cum am înscris eu la mădă și să fiți foarte active în online, pentru că prietenii aceștia minunați vin din online, nu vin din altă parte, ci cel puțin pentru mine, oamenii pe care i-am în echipă și iubesc, ei au venit din online. Toți oamenii pe care am sunt din online. Eu, de exemplu, când am auzit de pharmacy, am început să caut să mă informez și am intrat pe YouTube, am intrat pe Facebook, cum face oricine, nu? Și am căutat o persoană la care să mă înscriu. Și am găsit-o pe mădă. Și când am găsit-o pe mădă, am zis, ok, ea este persoana la care vreau să mă înscriu, mi-a plăcut de ea, mi-a plăcut cum vorbește, mi-a plăcut faptul că a făcut live și a vorbit acolo și am avut așa o chimie din prima clipă, în momentul în care am completat link-ul și mădă știe că eu imediat am dat și mesaj pe WhatsApp. Seara, și atunci. Da. Era 10 seara. Și mi-aduc așa acum aminte poza ei de la WhatsApp, era ea cu Eve, la botez, îmbrăcate tradițional. Da, așa da. E, da. Exact. Și de acolo a pornit totul. Și dacă ar fi să mai zic încă un lucru care mă motivează în fiecare zi să fac asta, dar gândește-te că în momentul în care ești liber, și în momentul în care reușești să îndeplinești anumite vise, de exemplu, poza din stânga cu catalogul în mână, acolo eram 9% și aveam o indemnizație de 1500 de lei. Și mă uit la poza din dreapta, unde am ajuns, acolo eram 9% în stânga și în dreapta eram, aici sunt acum, în urmă cu o lună și jumătate. Iar poza din mijloc a fost evenimentul, primul meu eveniment la care am participat și eram 15% în luna septembrie. Am fost 15%, nu, da, era în septembrie, iar eu în august făcusem 15% sau ceva de genul acesta.
Sau, nu, în luna septembrie eram 15, nici nu mai știu cum s-a Era întâmplat. 15 spre 18, te duceai Exact. frumos spre 18 de acum, da. Și aici am mers la acest eveniment. La finalul acelei luni, am făcut nivelul de 22%, pentru că am văzut alte persoane care au urcat pe scenă și mi-a plăcut atât de mult și îmi doream să fiu și eu acolo pe scenă și cineva să mă aplaude pentru munca pe care eu o depun și că asta îmi place aici. Aici nu e vorba despre pile, despre relații, cât de bine te dai pe lângă șeful, cât de bine îți faci treaba la muncă și așa mai departe. Aici, efectiv, tu crești pe capul tău. Deci nu există astfel de lucruri. Și mi-am dorit enorm de mult. Și, într-adevăr, la final de septembrie am fost 22% și în decembrie am urcat pe scenă pentru nivelul de 22%. Pentru că atunci a fost un eveniment aproape de mine și, într-adevăr, cui nu-i place să fie în fața oamenilor și să fie aplaudată pe o scenă? Eu nu cred că există cineva care nu vrea să iasă în evidență cu rezultatele ei. Adică nu cred. Pentru că aceste rezultate nu e vorba numai de partea financiară sau nu știu, de a ieși în față gen să te dai mare. Nu, este un rezultat al tău și al muncii tale și o simți așa pe pielea ta, în interiorul tău, te simți efectiv de parcă le ai la pe Dumnezeu de picioare. Ăsta este sentimentul pe care l-ai în acel moment. Da. Și da, și de acolo am ajuns aici în dreapta, pentru că auzeam alte persoane că pot să faci că ia 1000 de euro, că ea a luat bonus de 1000 de euro, că a luat bonus de 2000 de euro, când le auzeam pe acele femei acolo pe scenă. Și ziceam, mă, dacă ele au putut, de ce să nu pot și eu? Și ele erau cele mai mari nivele, cu bonus de 1000 sau 2000 de euro, cât am fost eu. Și zic, dacă ele au putut, trebuie să reușesc și eu să fac asta. Și am reușit. Ai reușit în 2 zile de contactări. Țin minte, Melania, când a făcut 22%, a zis, gata, eu mă pun pe treabă, mă duc 2 zile, a știa ce trebuie să facă. Toate știți că ea nu era o persoană care să nu știe, pentru că noi vorbeam zi de zi. În 2019-2020 era ora cu Melania. Era ora de mămici, de plâns, de orice, cu fetițele după noi. De asta zic că e foarte important să găsești persoana cu care să mergi mână de mână. Și au fost 2 zile în care Melania știa ce trebuie să facă și s-a dus frumos în alt apartament și a luat agenda și a pus mâna pe telefon cu toți și a sunat toți oamenii din echipa ei. Și vreau să mai adaug un lucru aici. Ceea ce văd în ultima perioadă și ceea ce... Nu vreau să o luați personal, dar asta am observat eu și îmi place să spun lucrurilor în față și lucrurilor pe nume. În sensul că eu, în momentul în care mi-am dorit ceva cu adevărat, am luptat pentru acel ceva, fără să vină nimeni din spate să tragă de mine, să-mi spună, ai sunat oamenii, ai vorbit cu oamenii, mă, de este aici, poate să confirme, ți-ai plasat o... 100% confirm că nu eu am trimis-o, nu eu te-am trimis, dacă nu faci asta, nu-ți mai răspund la telefon. Da. Deci eu, în momentul în care mi-am dorit ceva cu adevărat, am lucrat și am muncit pentru acel ceva. În momentul în care mi-am propus ceva, am realizat acel ceva. Iar în spatele meu nu a existat cineva care să mă tragă de mânecă, să spună, Melania, să mai ai un pic și se termină luna. Ai contactat oamenii? Ai făcut înscrieri? Câte înscrieri ai făcut astăzi? Câte înscrieri faci luna aceasta? Când mi-aduc aminte, nici măcar nu mă întreba aceste lucruri. Eu făceam înscrieri pe bandă rulantă, sunam oameni pe bandă rulantă, trimiteam cataloge pe bandă rulantă și credeți-mă că în momentul în care eu m-am înscris în farmacie aveam o indemnizație de 1500 de lei, iar 1000 de lei dădeam pe laptele sarei și mai rămâneau 500 de lei de indemnizație. Pentru mine atunci 60 de lei ca să îmi cumpăr un kit de start când m-am înscris mi se părea o sumă imensă și mai ales să-mi cumpăr cataloge. Și am trimis poate sute de cataloge atunci, la început, foarte multe cataloge, pentru că nu eram o persoană care am învățat totul așa, știam eu să vorbesc cu Nu, oameni, acum noi am învățat împreună, da. știam să triez oamenii, de exemplu, cum știu acum. Automat că nu știam asta și cred că fiecare învățăm din greșeli. Este foarte important să faci ca să poți să și greșești și să și înveți din greșelile tale. Pentru că dacă tu nu faci, nu
nu facem fiecare zi și, nu știu, uite, de exemplu, acum eu mă mir cu atât de multe informații, cu atât de multe zoom-uri, cu atât de mult ajutor, cu atât de mult sprijin. Efectiv, mă mir, efectiv, mă mir și mă întreb și chiar și Andy se mai întreabă, soțul meu, ne întrebăm amândoi, dar ce nu funcționează? De ce nu se crește? De ce, de ce, de ce? Și mi-am dat seama de un lucru, pentru că în fiecare zi vorbesc cu oameni și măd în fiecare zi vorbește cu oameni și sunt convinsă că și liderii de aici care își doresc următorul nivel vorbesc cu oameni în fiecare zi și singura problemă este care? Acțiunea. Pentru că nu acționăm, nu facem asta în fiecare zi și așteptăm să tragă cineva de noi și la final de săptămână, la final de lună să spunem nu am reușit să facem asta. Dar eu vreau să înțelegeți că dorința vine din interiorul vostru, nu de la mine sau de la sponsor. Vine din interiorul vostru, acțiunile trebuie să vină de la voi. Adică fără să mai tragă cineva de voi să vă zică hai, fă-i, hai, Andreea, fă-i, hai, Cristina, hai, nu știu, Balina. Dau un exemplu, hai, de trage, fă-i, nu știu, Izabela și așa mai departe. Nu. Voi singure trebuie să recrutați, trebuie să vă stabiliți foarte bine ceea ce vă doriți din businessul acesta. Cum a spus și Mădă, unde te vezi peste 5 ani? Eu deja știu unde mă văd peste 5 ani, deja știu ce vreau să mai realizez în următorul an, în următorii 2 ani, în următorii 3 ani și tot așa. E foarte important să știi ce vrei. E ca și cum te duci cu copilul tău la market și plânge și nu spune ce vrea. Dar el plânge și se scâfăie acolo, că mami îmi vreau și el nu spune ce vrea. Și tu stai și te enervezi, bă, dar ce vrei, copile? Aceeași chestie este și aici. Până când tu nu știi ce vrei cu adevărat și nu stabilești acel obiectiv și ți-l pui acolo în minte și ți-l creionezi și te gândești în fiecare zi la el, efectiv nu o să-l poți să realizezi. Oricât de sute și mii de zoom-uri s-ar face, ori și cât de mult s-ar trage de o persoană, nu o să ajungă acolo dacă dorința nu vine de la ea. De la mine asta a fost dorința cea mai mare. Să fiu independentă financiar, să am proprii mei bani, să realizez ceva și în continuare îmi doresc să realizez multe lucruri și mai ales pentru să fiu un exemplu pentru copilul meu, pentru copiii mei, pentru fiica mea. Ea știe acum la 4 ani foarte multe lucruri. Dacă iau un tricou, de exemplu, acesta cu diamantul, ea îmi zice Alpha Team. Pentru că a rămas cu Alpha Team de la Team Building. Da, la fel și a mea. Știe tot. Absolut tot. Ea acum înțelege că mami lucrează cu fetele. Acum ea înțelege că mami pleacă să întâlnească cu fetele. Ea știe absolut tot, 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 tot. Și îmi doresc ca fiecare dintre voi să aveți dorința asta, să fiți un exemplu pentru oamenii voștri, să fiți un exemplu pentru voi, pentru copilul vostru și relațiile de prietenie de aici care se leagă și sunt fantastice. Și credeți-mă că scuze, există 1000 de scuze. Eu la 7 luni am plecat prin țară ca să mă întâlnesc cu fetele și am plecat singură cu mașina și mama spunea că am înnebunit cu capul să plec cu Dita mai burta să mă întâlnesc cu fetele prin țară să conduc atât. Am făcut asta, am plecat 3 zile de acasă. În acea zi am mers la 2 evenimente, adică am plecat din Ploiești, am ajuns la Vâlcea și am plecat la Craiova. Am ajuns seara la 10 acasă și ținând cont copilul meu tușa, era răci și la 2-a zi dimineața am plecat cu el la medic. În acest moment sunt trează de la 5:30-6 de dimineață. Am oameni la muncă la casă. Am gătit 3-4-5 oale de mâncare, nu știu câte am pe aragaz gătite. Lucrurile în casă, adică spălat și alte lucruri casnice. Am o durere de spate și așa mai departe, pentru că asta este, bebele crește. Și mă vedeți aici cu zâmbetul pe buze și vorbesc cu voi. Am plecat după fiică mea, am venit acasă. După ce închis Zoom-ul, am oameni în continuare la muncă, trebuie să merg să le pun masa. Voi continua să dau mesaje oamenilor, pentru că avem ultima zi de ofertă. Ofertă. Mm-hmm. Exact.
treburile casnice nu ne împiedică să facem business-ul. Deci urăsc și nu mai vreau să mai aud asta, știu că sunt fetele mele aici, nu vă supărați, dar când spuneți, când aud, Melania, păi uite, astăzi am de făcut mâncare, am de făcut curățenie, trebuie să duc copilul la grădiniță, să luăm grădiniță, să fac aia, să fac aia. Eu am dus-o pe seara după 2 săptămâni acum la grădini. Am avut o răcită non-stop. Mă dă știe foarte bine că parcă am ajuns la disperare cu ce să-i mai dau de răceală. Fac 70 de kilometri pe zi după fiica mea, să o duc la grădiniță, să o aduc la grădiniță, vin acasă, mă duc după ea, fac 4 drumuri pe zi. Dar nu mă vai de toate lucrurile acestea. Și ziua mea se începe la 6 și ziua mea se încheie poate la 10, 11, seara, dar nu mă opresc din a acționa, nu mă opresc de la a îndeplini visele, nu mă opresc din acțiunile mele, chiar că sunt însărcinată și că mai am 2 luni și puțin și o să nasc, asta voi face în continuare. Și asta îmi doresc de la fiecare dintre voi. Dacă eu sunt femeie și pot, și tu poți. Și tu poți. Nu contează nicio perioadă la care ești, sau că ești răcită sau orice. Nu, dacă zici că pot, pot. Și cu asta am încheiat. Exact. Dacă zici că poți, poți. Fetelor, sunteți aici, da. Puteți? Ia spune. Sunteți femei toate? Dar chiar, aici, vreau da. Să vă deschideți microfoanele, să ziceți, voi puteți, adică vi se pare greu, vi se pare, nu știu, imposibil ceea ce faceți acum, de ce amânați lucrurile, adică, nu știu, rezultatele pe care vi le doriți. Adică, da. Chiar vreau să deschideți microfonul să-mi spuneți câteva lucruri. Că și voi sunteți femei la fel ca și mine. Hai, cine poate? Poate nici excepții. Hai să vedem. Din 57, hai, minus 2, 55. Cine poate? Puteți să-ți la toată lumea poate. Bună, Elena. Fetele, bună, Melania. Bună, Elena. Bună, Elena. Te ce pupăm. Fac burticuță? Burticuțile amândouă, ce fac? O să ne luăm la întrecere imediat care e mai mare. A mea, sigur, e mai mare. Sigur, am caparii depășit. Da. Fetele noi, deschideți-vă microfonul. Chiar vreau să-mi spuneți, că, adică, nu știu, să comunicați cu mine, că de asta am intrat aici să vă ascult. Să vă ascult, să îmi spuneți, să spuneți și voi ceva. Sper să vă lăsați inspirate de povestea Melaniei, pentru că este o poveste reală. Exact reală. Adică a început exact cum v-am spus la început. Un cont de client și a luat produse și apoi a început să facă treabă. Și a investit foarte, foarte mulți bani. Și timp și bani. Dar voi acum învățați cu ajutorul acestor seminarii cum să investești timp și mai puțin bani, pentru că noi trimiteam cataloge, făceam premii, făceam de toate, numai să fie lumea mulțumită și nu ne-am axat atât de mult pe nevoile persoanei. Și apoi am învățat să le ajutăm mai mult pe fete decât să le oferim multe chestii gratuite și să le ajutăm să-și facă proprii bani. Și în momentul în care ajuți pe altcineva să facă bani, o să fie o situație de câștig-câștig. Fetele, hai, comentați, ziceți ceva. Nu ne lăsați. Bună, fetelor! Eu sunt de două săptămâni. Nu pot să spun că nu muncesc. Mi-am luat toată lista de Facebook. Deci toată lista. Deci mă doare capul de cât am vorbit. Așa. Și m-am săturat să zic într-un e la fel ca la nu știu ce alte companii. Măi, fată, nimeni nu-ți dă nimic dacă nu te implici. Păi tu ce câștigi pe urma mea? Păi câștig și-o, dar dacă vrei, te învăț și pe tine să câștigi și tu la rândul tău. Bun, nu-ți plac, încearcă, uite, îți dau. Deci nu, deci eu m-am săturat cu oameni negativi. Da. N-am timp, lucrez bună, lucrez, unde lucrez? La o fabrică, bun, și în timp ce îți faci tu, lucrezi tu la fabrica aia, n-ai putea să recomanzi un produs bun, n-ai vânzare mare, dar poate îți faci o comandă de 150 de lei că ești la început și beneficiezi și tu de cadouri. Totuși ai un câștig decât să stai degeaba și să te uiți la... Nu, deci n-ai cu cine. Uite, Roxana, astăzi o să vă învăț o metodă în care să faci asta fără să primești așa de multe refuzuri. Nu ce mai zic de cei din familie. Da, sunt două categorii de persoane. Sunt cele din familie care o să zic că de majoritatea nu. Din da. Motive pe care nu ne primești. Mă enervez și le zic, lasă, când o să ajung eu și o să câștig, să veniți la mine atunci. Deja
Nu-i nici chiar așa. Uite, astăzi, chiar astăzi o să vă învăț o metodă, pentru cele care nu știți metoda asta, o metodă foarte simplă, ușoară, pentru că cei care sunt cunoscuți de pe Messenger, Instagram și din viața de zi cu zi, au nevoie să afle aceste informații de la altcineva. Da. Înțelegi? Pentru că sunt multiple obiecții. Nu am timp, am servicii, am copii, n-am bani și apoi nu cred în astea, scheme piramidale. Sunt doar două, de fapt. Sunt sute, dar doar două, de fapt. Și este vorba despre gândirea limitativă, despre ține, despre tine ca persoană, că nu am timp. Înseamnă că eu nu mă consider capabilă să fac asta, să fac ceea ce faci și tu. Asta înseamnă, nu am timp, de exemplu. Sau da, trebuie să vorbesc cu soțul. E același lucru. Sau așa. Uite, iar nu s-a mai zis. Am întâlnit o cunoștință așa, care folosește produsele și le cumpără de la o vecină, o prietenă și am zis, bun, nu ai vrea să ți le iei cu 23-30% reducere, ți le dai comandă singură? Ce stau eu să dau comandă? Asta e comoditate, eu așa o văd. Nu. Iarăși e o metodă de a refuza și faptul că nu vrea să se implice, e tot o gândire limitativă despre sine, despre sine, efectiv, ca persoană. De aceea învățăm astăzi o metodă prin care aceste două tipuri de obiecții despre afacere, ca network marketing și despre sine, să fie înlăturate mai ușor. Da? Am înțeles. Eu am zis că o să-mi fac un Facebook nou și o să încerc să comunic cu totul alte persoane. Nu mai vreau cu cei din jurul meu. Foarte bună și decizia asta, să știi. Deci continuă. Poți să faci Facebook nou imediat după ce închidem Zoom-ul, ăsta să fie tema ta. Asta da, vreau să bravo, fac. Da, e bine. Adică mă trag în jos, o simt lucrul ăsta, numai negativitate, numai, nu o să faci, nu o să treci. Și deja încep să nu mai vorbesc. Eu vreau să te felicit că totuși ai rezistat două săptămâni, e mult. Deci dacă vă arăt agenda și pe ce am scris și la seminarii și mi-am notat. Da. Am înțeles. Bun. Hai să vedem. Bine, până la finalul seminarului, dacă ți se schimbă ceva și o să ai tu provocare din partea mea ca temă, toate persoanele care te-au refuzat să primească un link de la tine sub o anumită formulă. Dar o să ajungem imediat să vă explic la toate, da? Dar ok, mulțumesc! Bine, și noi mulțumim! Bun, fetelor, mulțumim, Alexandra, că ne-a spus sarcini ușoare la amândouă. Fetelor, puteți, așa cum a zis Melania, oricine poate, nu suntem născuți cu stea în frunte, nimeni, niciuna dintre noi. Și cred că fiecare dintre voi puteți mai mult decât ați putut până acum. Că să dați tot ceea ce puteți în perioada următoare. De aceea avem un program pe 6 luni până în martie 2023, în care veți învăța despre orice în pharmacy. Și mai ales în network marketing, pentru că nu vorba despre pharmacy, e vorba despre o afacere care se numește network marketing, așa cum a zis Melania, nu? De-a nu mai este de meserie asistentă. Da, și îmi place ceea ce fac. Așa că vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sper că, nu știu, v-am inspirat acolo cât de puțin. Eu știu că fiecare dintre voi știți ce aveți de făcut, toți pașii necesari pe care trebuie să-i urmați. Singurul lucru pe care v-am zis și îl mai repet încă o dată este acțiunea de care trebuie să ne ținem și să lucrăm în fiecare zi și, cum spune Mădă, gândirea limitativă ne blochează foarte mult și ascultați și notați tot ce o să zic în seara asta, pentru că e foarte important, adică îți schimbi gândirea, îți schimbi viața, asta este clar. Deci, dacă ți-ai schimbat gândirea, ți-ai schimbat viața. Și asta o confirm și o spun de 100.000 de ori dacă se poate. În momentul în care începi să gândești, automat viața ta se schimbă. Eu în momentul în care am început să gândesc, atunci mi s-a schimbat viața. Și da, am devenit din ce în ce mai visătoare și în continuare sunt visătoare. Visează cât poți de mult cu ochii deschiși, dar în același timp și acționează pentru visele tale. Pentru că nu ori să se deplinească dacă nu acționezi. Da. Pentru că și la mine a fost un rezultat, nu știu, mașina, casa sau eu știu alte lucruri pe care le-am făcut. Am visat la ele, dar am și acționat în același timp. Și în continuare o să fac asta. O să visez și o să acționez în același timp. Exact. Bravo, Melania. Felicitări. Mulțumesc. Vă pup și să aveți o seară frumoasă și în octombrie să vedem foarte multe nivele noi.
Da, abia aștept și eu. Că merge, să știți că luna versus luna precedentă ne-am dublat ca volum de vânzări pe toată structura. Sunt câteva dintre voi care nu ați făcut mai mult decât luna precedentă, dar sunt multe dintre voi care ați depășit deja vânzarea lunii precedente, așadar felicitări celor care au înțeles că aici trebuie să-și pună energia și acțiunea și toate celelalte lucruri care nu sunt prioritare să fie lăsate pe 2, 3, 4, 10, pe locul 10. Bun, hai să vedem ce câștigi tu în momentul în care te-ai alăturat echipei Alpha și Pharmacy. Avem trei categorii, da? Tu ca lider, dacă sunt lider pe aici și sunt majoritatea dintre voi lideri, ești toate cele trei. Ești și client, pentru că tu folosești produsele, ești și consultant, dacă vrea vecina doar un produs, o ajut și o consult în alegerea produsului ideal și îi vinzi pe bază de catalog, la preț de catalog și ești și lider, adică la finalul lunii sărbătorești cum face fata din poze, yes, mi-am atins nivelul, yes, am luat un comision mai mare și am contribuit la bunăstarea și partea financiară a familiei mele. Asta e foarte important. Așa, clientul cumpără produse și își cumpără ce are nevoie de pe site la preț redus. Consultantul, a doua variantă, membru consultant, arată catalogul celor din jur, strânge comenzi, le vinde la preț de catalog produsele. De exemplu, o persoană vrea Omnia și un ruj, prețul este de 140 de lei, de exemplu, și ai 23-30%, deci îi revine bani direct, câștig direct. Iar liderul poate să fie ambele, da? Propriul său client își folosește produsele. Și apropo de asta, de fiecare dată când merg în vizită la cineva, mă uit în baie. Mi s-a făcut asta ca obicei. Merg în baie și mă uit la ce produse are, deși nu-i frumos, dar mă gândesc ce ar fi dacă ar înlocui Nivea, și ce mai avea? Avea ceva glis, jvarțop, cred că e. Ce ar fi dacă ar înlocui doar cu farmacie? Și merg la fata care mă invitase la petrecere, nu era casa ei, și spun, dar de ce în baia asta nu e niciun produs farmacie? Ea era înscrisă. Face, dar eu mă întâlnesc greu. Face, nu-i bine. Dă-i catalogul, loc să-și cumpere toate produsele astea, să-și cumpere toate din același catalog. Și a început și ea să râdă, pentru că noi ca oameni vrem reduceri, nu? Când în momentul în care ai o reducere, tu cumperi mai mult. Sau doar eu fac asta? Cine merge la mall și când este o reducere la un produs, îl cumpără? Sau merge la un supermarket și dacă îți place zacusca și e redusă cu 23%, îl cumperi două borcane? Doar eu sau toate dintre voi? Și Alexandra face, și Alina, cu toți facem asta. Când sunt reduceri, cumpărăm mai mult. Astăzi m-am întâlnit cu una din fetele noastre dragi, cu Teodora, și este un site, Shein, pe care vi-l recomand. Puteți cumpăra și difuzoare de aromaterapie de acolo, la prețuri foarte bune. Și zice că vrea să dea o comandă și am spus, și eu aseară mă uitam să-mi dau o comandă pentru niște colanți pentru graviduțe, că mi s-au părut foarte scump în România și acolo am văzut prețuri mult mai bune. Și a zis că da, dar știi, dacă avem o sumă de, ne dă reducere, ia-ți văd. Și ne uitam amândouă, deși ne-am întâlnit cu scopul farmacii, ne uitam amândouă pe site-ul Shein să vedem ce sumă ar trebui să facem împreună o comandă ca să obținem acel 15-20% reducere. Toată lumea face asta. Toată lumea face asta, caută reducerile, mai ales că, indiferent de câți bani ai avea, faptul că îți rămâne ție acolo o parte din banii aceia și nu-i dai la supermarket sau la mall, ai o împlinire sufletească. Eu un așa simt. Dacă sunteți de aceeași baricadă cu mine, m-aș bucura. Și dacă o clientă de-a ta cumpără produsele la preț de catalog, însă tu ești binevoitoare și spui că dacă își face un cont de client, își poate lua produsele în fiecare lună cu reducere de 23-30% discount. Și vă dau exemplul de acum două luni, exemplul meu personal, cu colegele de la cardiologie. Sunt în total 1, 2, 3, 4, 5, 6 fete, cred, eram în salon și una dintre ele s-a uitat pe catalog, vrea o comandă de 300 de lei, celelalte 1, 2 rujuri. Cam atât. Adică nu m-a vrut mai mult, nu le-a încântat ideea de reducere și a zis ok. M-a zis că nu ne da reducere, las că e ok așa, ne aduci tu rujurile, dar cealaltă, în momentul în care a venit să-mi zică produsele, am stai un pic. Pentru că
tu ai așa mare comandă, îți facem cont exact acum și am făcut contul, mi-a scris pe foiță, am intrat pe site, am trecut datele, îți faci cont și am pus toate produsele în coș și uite, comanda ta este de 300 de lei, care arată în momentul în care plasezi comanda, dar achit 200 și un pic. Și ai zis, dar ce drăguță ești, uite ce reducere mi-ai dat. Dar nu eu am dat-o, am dat-o parțial, farmacia a oferit-o. Și atâta timp cât farmacia te oferă această posibilitate de a lua produsele cu reducere, nu lăsa clienții tăi sau persoanele cărora le arăți tu catalogul să comande cu preț întreg. Spune-le de reducere, pentru că atunci vor comanda mai mult. Și fata respectivă nu a comandat Simona, nu a comandat doar luna aia, a comandat și luna 2 și, asta, și luna aceasta e luna 3. Și până la finalul lunii i-am și zis luna trecută că dacă va reveni cu o comandă de 150 și luna aceasta va primi cadou. Și era foarte încântată. Îi plăcea produsele de curățenie, îi plăcea tot ce a luat. Și de asta voi sunteți și aici, pentru că vă plac produsele. Și dacă nu am avea un instrument atât de bun, produsele pharmacy, calitatea lor, toate regulile după care sunt create, nu am putea crește așa de frumos. Așadar, ai reducere în calitate de client și în calitate de consultant. În calitate de client direct pe site îți rămâne direcție, în calitate de consultant îți rămâne ție, dar tu îl și vezi ca și câștig în portofel. Da? Dacă vinzi un ruj lichid, mai ales astea care sunt noi, care fac furori, aproape 10 lei îți rămân ție. Aproape. Ceea ce înseamnă că la 10 rujuri comandate tu ai 100 de lei. Sunt niște nuanțe foarte, foarte, foarte faine. Bun. Avem și cadourile lunare. Cum v-am spus, Simona a dat comandă în prima lună în august de 200 și de lei, a luat rujul cu rimelul, în a doua lună a luat parfumul Omnia și a treia lună acum Simona are crema Aqua și detergentul multifuncțional, iar la patra lună va avea șamponul cu usturoi și gelul cu paprika și chili, la o comandă de 30 de puncte. Atenție! Se iau pentru aceeași valoare, 150 de lei. E foarte, foarte important este să nu omită o lună, pentru că dacă Simona, colega mea, nu ar fi dat luna trecută și să ia parfumul Omnia cadou, nu ar putea avea nici celelalte două cadouri. Așa. Și acum vreau să vă vorbesc un minut despre uleiuri sau vreau să vă las pe voi să îmi spuneți ce părere aveți pentru cele care deja le-ați primit. Cine poate să-mi spună? Cine a primit uleiurile? Cine le-a cumpărat? Sunt minunată, eu una le ador. Ieri am dus la pădure. Ai mai folosit până acum uleiuri? Nu, e prima dată. Cum e prima dată, nu știam nimic despre ele, dar când am auzit pe toate pe grup și când am văzut ce e, toată lumea știa de minunea, de, ce minunate sunt și așa, că băi, trebuie să le am, deci trebuie să mi le iau. Și spuneam că ieri m-am dus la pădure și am tras aer ceva mai rece și când am ieșit acasă nici nu mai puteam să respir. Mi-am făcut repede un amestec de lavandă și mentă și vreau să spun că n-a durat să nici măcar jumătate de oră și deja respiram normal în casă fără nicio problemă. Exact. Deci chiar își fac efectul foarte bine și le recomand. Da. Și prețul este incredibil. Până doar astăzi mai avem la 383 de lei până se reface stocul la cutia de uleiuri. Am una pe aici, dar este nedesfăcută. Am luat două, ca să fiu sigură că ne ajung. Așa arată cutiuța. Se vede că e nedesfăcută, încă nu o desfac. Mai am una desfăcută în partea cealaltă, că o țin în sufragerie alături de difuzor. Eu vă spun, ultima mea reușită cu uleiurile a fost miercuri seara. Evelina avea nasul un pic înfundat și na, toți copiii pot avea nasul înfundat. Însă, pe timp de noapte, a făcut 38,5, cea mai mare febră, să zic. Nu a fost febră, a fost o stare subfebrilă, dar a început să nu mai poată respira. I-am pus uleiuri la difuzat. N-am dat-o, încă n-am masat-o, am vrut să văd dacă îi crește febra. V-am și spus, în miercurea trecută, în momentul în care am vorbit despre uleiuri, nu vă speriați dacă are copilul, dacă au copiii voștri febră, este normal. Vreau să văd până unde merge febra, pentru că dacă era ceva bacterian, mergea mai înalt, a fost ceva viral. Viral merge cu o febră mai joasă, bacterian merge cu o febră mult mai înaltă și la nivel de sânge iarăși cresc pe acolo valorile, dar nu pot să-i fac analize în pat, așadar m-am luat după febră. Dimineața am început să o uleiesc, așa zic eu, pe gât, pe spate și pe tălpi. Era foarte morocănoasă, spunea că doare gâtul, m-am uitat în gâtul ei, era roșu și am continuat cu ulei. Difuzat, pus pe piept, pe tălpi și pe spate.
În același timp, însă, nu am rămas doar cu uleiuri. I-am dat și bromhexin, fluimucil, un sirop de tuse, vitamina C și zinc. Vă spun, 5 chestii am dat. Pentru că nu pot să te bazezi doar pe una, nu pot să mă bazez doar pe vitamina C și să nu folosesc uleiul sau invers. Sunt adjuvante. A doua zi, deja Evelina era mai bine, era tot sub febrilă, dar seara, vineri după amiază, seara, deja era super bine. Inclusiv joi a vrut să doarmă pe la ora 11, că nu dormea ea așa de vreme. Am stat cu ea în pat și eu butonând și spunea, dar nu te mai uita pe telefon. Și am zis, Eve, știi că eu stau cu tine, dar eu asta muncesc. Adică vă răspundeam vouă, vă făceam seturi sau mai făceam câte ceva, mai făceam o înscriere, mai vorbeam cu fată, mai ajutam pe cineva să plaseze comandă. Nu pot să las. Și asta a înțeles. Și am zis, uite, tu închide ochișorii, stai cu spatele la mine, acum e întuneric, poți să dormi. Și a dormit. Și săraca se uita cum tastez eu acolo și am spus, hai, întoarce-te cu spatele și până ani. Și a dormit, chiar dacă s-a uitat în telefonul meu. Cum spunea Melania, e important să educăm copiii noștri, chiar dacă sunt mici, care 4 ani și a mea. Și am continuat cu mentă, lavandă și lămâie difuzat, pe piept, eucalipt, lavandă și lămâie. Și vineri, după amiază, am ieșit în oraș ca fetele, era și Sfânta Parascheva, am fost și la Doamne, Doamne și ne-au rugat, am fost la biserică, la mitropolie, am fost apoi la restaurant, am mâncat o ciorbă și ne-am întors acasă și a fost o zi a fetelor, să zic. Apoi, sâmbătă, pentru că n-am putut lucra joi și vineri atât de mult pe cât mi-aș fi dorit, era mai bine, a ieșit afară, am mai stat cu Daniel pe afară și au făcut ei treabă prin grădină, iar eu am stat cu voi, v-am mai dat rapoarte și tot ce e nevoie pentru voi. Și am spus că, îi spuneam lui Daniel, uite că acum am mai recuperat la calculator, pentru că eu muncesc mult la calculator, nu doar pe telefon. Dar e important că aceste uleiuri m-au scos doar după 2 zile, dintr-o febră cu tuse și, nu febră, subfebril, că a avut 38,5, 39, avea doar în zona gâtului. Ceea ce nu se poate întâmpla decât dacă ai un adjuvant din natură. Dacă i-aș fi dat antibiotic sau dacă m-aș fi pus pe Nurofen paracetamol, i-aș fi inhibat starea ei naturală de apărare în loc să o ajut. Și data viitoare, Evelina mea va fi mai puternică. Așadar, aveți încredere în ele și să profitați de acest preț foarte bun, 383 de lei pentru toate cele 8, sau dacă nu, măcar 2-3 uleiuri, pentru că e important să le aveți în casă. E adjuvant, e ca și cum ai avea ceva care să te scoată din orice, din absolut orice te poate scoate. Bun, spune Gianina cu eucalipt a trecut durerea. Eu i-am recomandat Gianinii lavandă sau mentă. Însă fiecare dintre noi reacționăm diferit, niciunul nu o să-ți facă rău, de aceea mai învârtiți-le, da? Dacă la Gianina merge eucalipt la durerea de urechiușă, la mine dacă merge mentă, la fel. E pur și simplu o chestie personală și atât. Bun, ce mai avem curent? E doar astăzi mai există varianta de cadou, suplimentar la ce v-am explicat mai devreme pentru cei noi. La 150 de lei primiți mostre, 3 mostre, la alegere, în mod gratuit, iar la 200 de lei avem cadou la 40 de puncte, la alegere, dintre. Cine mă ajută? Ia să vedem. Cine știe cadouri? Sau cine le-a luat? Îmi scrieți pe chat ce ați luat. Ulei de migdale. Așa? Gel anticelulitic. De la Flora. Și Grecia Flora. Așa. Eu am luat ulei de migdale. Ulei de migdale. De ce, Mariana? De ce uleiul? Pentru corp. Nu știu. Mi-a plăcut. Am vrut să încerc. Cum e gama cu migdale. Să știți că astăzi am aflat că majoritatea dintre voi ați luat ulei de migdale. Și Onela spune de ce. Chiar sunt foarte curioasă. De ce? Că eu am luat gelul anticelulitic și Grecia Flora. Pentru masaj. Pentru masaj. Așa? Eu voiam să-l încerc, să văd cum este. Păi și 3 bucăți, să-i luam crema, dacă nu-ți place. Am zis că o să mai dau cadou și fetelor, dar fetița mea adoră crema. Deci adoră crema cu migdale și când o dau de fiecare dată, ea singurică crema și începe să se ungă pe corp. Și atunci am zis că iau și uleiul să vedem cum e și dacă ne place, nu-ți folosim amândouă. E foarte fain. Așa că să fie acolo. Să știți că e foarte, foarte fain. De ce? Că miroase așa de tare amigdale și lasă pielea foarte catifelată și hidratează fetelor, cum n-ați văzut. De asta v-am zis de ce. Prețul lui este 50 de lei în catalog, are 225 de mililitri. Miroase foarte fain. Foarte, foarte fain. Iar partea de gel anticelulitic este un gel. Ia să-mi spuneți voi cine l-a pus. Eu n-am nevoie. Eu l-am luat. Mai ce norocoasă ești, Mariana. Alina, poți să vă mai zic o chestie? Da, Melania.
Poți să mai fi legat de uleiul ăsta de migdale? Eu, de exemplu, când am fost plecată și nu am avut ulei din celălalt și m-am avut la mine uleiul de migdale și seara mi-a făcut ceva la burtică, am făcut diluție cu uleiul de migdale la farmacie și cu ulei. Deci și nu s-a plâns seara că ustură pielea sau ceva, absolut deloc. Deci s-a comportat la fel ca și un ulei cărăuș. A, exact, da. Pentru că produsele sunt naturale și te ajută foarte... Exact. Da. E foarte versatil. Deci se poate folosi și gen, dacă vreți să vă dați pe corp și nu știu, vreți să puneți ulei de lavandă, îl puteți folosi și așa, combinat cu uleiurile. Cine vrea așa o stare de bine, pune ulei de migdale, mai pune deasupra o picătură de lavandă și se masează. Sau este masată pe tot spatele sau picioarele. Așa, spuneți-mi un pic despre gelul anticelulitic. Alina Istrate spunea, nu? Ceva. Alina, tu ai vrut da, mă, de da? Eu le-am dat comandă și astăzi, că am avut o comandă de amplasat-o, dar mai am, cred că vreo 2-3 bucăți acasă. Este foarte bun pentru că are efect imediat de scăderea celulitei, să o numesc așa, și îmi place foarte mult efectul instant. Da. Și vreau să vă spun că acest gel conține Eucalyptus globulus, cimbrum, rozmarin și încă ceva foarte puternic, care se numește wintergreen. Acest wintergreen era în gelul Alaska, pentru cele care știu gelul Alaska. Gelul acela de masaj care dădea o relaxare completă. Wintergreen este un ulei esențial care se folosește în durerile musculare și se regăsește, este de fapt un amestec din mai multe plante, nu mai țin minte exact din ce parte a plantei, că e vorba de coajă sau tulpină, dar este un amestec și din acele plante sau extrasul lor a rezultat wintergreen. De aceea gelul acesta este așa de versativ, pentru că poți să-l folosești și dacă te dor mușchi. Nu o să-ți scadă celulita, dar poți să-l folosești și în caz de dureri musculare, dacă ai probleme din sfera kinetoterapia. Și faci kinetoterapie, uite, Melania, e bun și pentru tine la durerea de spate, pentru că acesta conține wintergreen. Sau dacă ai wintergreen acasă, poți să folosești wintergreen pentru durerile de spate. Așa, eu și mai avem... E o idee de postat. Da, să știi, da. Da. Chiar, am vrut să spun unei doamne care este în top 10, este director platină și tot spunea, când aduceți gelul Alaska, când aduceți, știți voi, nemulțumiți, când aduceți gelul Alaska și vreau să zic, folosește gelul anticelulitic pentru că conține același ingredient activ, wintergreen, și mai are și celelalte patru, nu rozmarin, cimbru și eucalipt. Da, de asta e și mentolat. Și mai avem Grace în Flora, nu reușesc acum să ajung la parfumel, setul cu crema de mâini și parfumelul miroase floral. Ce este, așa aș putea zice, să sumarizez. Și asta este în jur de 55 de lei, Grace în Flora cu crema de mâini, gelul anticelulitic 40 și uleiul 50 ca valoare. Bun. Ia spune Elena, bravo pentru comenzi, 6 de ulei de migdale, 6 Grace în Flora, bravo, felicitări. Și putem folosi și punctele restante. Iar eu mi-am dat seama că după ce am comandat acest set cu uleiuri esențiale, eu aveam puncte restante. Și mă uit eu acolo și mi-am pus un detergent, balsamul de rufe, când mi s-a terminat. Și mi-am pus 2 bucăți balsam de rufe și văd că am 80 și ceva de puncte. Și a zis, opa, 2 seturi. Da, și mie îmi plac cadourile, chiar dacă, v-am spus, avem de toate, faptul că te duci undeva, faci cumpărături și primești un cadou, te mulțumește, sufletește. Așadar, profitați, dragilor, dacă aveți puncte restante și 10 puncte, mai plasați diferența să vă luați cadoul. Dacă vreți să dați comandă, faceți astăzi comanda, pentru că e important să luați un cadou suplimentar. Căci dacă nu vin doar produsele cu reducere și este mai drăguț când mai găsești ceva pe lângă produsele tale comandate. Așa, hai să vedem acum pe partea de comisioane. În momentul în care ai început să strângi comenzi mari, cum face Elena, ai comenzi strânse din jurul tău, ai oameni care comandă direct la tine, ești într-o fabrică și de acolo strângi comenzile de la persoanele, de la colegele tale. Poți tu singură să ajungi la nivel de 4-6, chiar 9% și pot să dau exemplu pe Maria Cut, care a ajuns chiar la 12%, adică a avut vânzări personale de 6.000 de lei. Așa,
Și mai departe, 15, 18, 22% este greu să ajungi singur. Ai nevoie de o echipă, ai nevoie de o prietenă. Exact cum am spus mai devreme eu cu Melania. Dacă începi partea de business, afacerea pharmacy, alături de o prietenă, că o cunoști sau nu o cunoști, nu contează. Trebuie să te împrietenești cu ea, să fie acea persoană care poți vorbi orice. Și despre copii, și despre gătit, și despre ce ați făcut azi dimineață, să vă plângeți una la alta și în același timp să vă încurajați una pe alta. Pentru că altfel este momentul în care mergi cu cineva mână de mână. Dacă nu ai găsit-o încă, nu e nicio problemă, doar să fie în mintea ta că trebuie să existe cineva și pentru tine. Și aceste nivele de 15, 18, 22 va fi mult mai ușor de atins, chiar și 12, pentru că am zis că până aici e ușor, relativ mai simplu de atins singură. Avem persoane aici pe sesiune care au atins nivelul de 9% din vânzări proprii? Adică doar la persoane din jur și nu neapărat din consultații. Cam eu, spune Elena. Cum faci, Elena, să faci vânzare de 3.000 de lei pe lună? Madă, bună seara, scuzați-mă că nu vă deschid camera, că nu-i eu lucrez. Aia cum fac, pentru italian. Bun, da, fetele alea, nu contează că sunt în Italia sau în România, cumpără, cum faci? Am înțeles, deci eu am și fete românce aici care și-au deschis contul lor, nu vor să continue să devină lider, nu vor să... vor doar comenzile făcute. În rest, eu cumpăr pentru persoanele din Italia și cum e persoane din Italia, eu nu pot să le deschid cont. Dar pe numele tău. Merg așa. Dar eu sper, le găsesc, da. Cum? Asta dar e eu întrebarea, cum? Am început să fac live. Ia uite! Bun, bravo! Eu nu mă așteptam să spui asta, iau rujul, mă dau cu el, le arăt calitatea produselor, asta mă așteptam să zici, dar tu faci și mai mult, am început să fac live cu emoții, cu... dar să știți că merge. Nu, mulțumesc, Antonela Buzău, că mereu mă împinge și zic, bravo. Bine, acum când ajunge comanda sâmbătă seara, îți promit că îți fac live. Bravo. Am făcut live, într-adevăr că am înscris două fete care au vrut și comenzi din contul meu. Chiar astăzi am dat iar încă o comandă. Bravo. Elena, să eu sper să găsesc și eu fata aia. O să o găsești. Care are ambiție. Ea, da? Dar nu mă opresc. Da, mă gândesc. Exact. Normal, și știi cum o găsești? Mereu. Cum a găsit și Melania pe mine? Ea te găsește pe tine în momentul în care ești prezentă. În momentul în care acționezi, mereu. În momentul în care te afișezi, în momentul în care spui că faci asta și nu doar celor din offline. Pentru că cei din offline sunt apropiați. Prietena asta de care vă zic eu, e posibil să fie total necunoscută și să fie chimie la primul apel. Așa este. Da. E posibil să fie o mamă care are nevoie de bani, care a rămas fără servici, care e nemulțumită de ceea ce are în acest moment și își dorește mai mult și tu să fii acea care o ajută și dă posibilitatea de a crește. Eu am contactat din fete din care le cunosc eu și știu că au ambiție, dar zice, lasă-mă în pace, ce câștig, ce nu câștig, de unde câștig. Atunci revin și o să vă arăt astăzi o formulă de contactare mai altfel, ca să zic așa. Bun, avem 500 de euro de dat, 2500 de lei, dacă luna aceasta sunt persoane, cred că și Elena, ești în cursa asta de 18%? Da, da. Așa, în luna octombrie, dacă reușești 18%, cât și în luna noiembrie 18%, tu vei primi în luna decembrie 2500 de lei suplimentar la comisionul tău. E vorba de 500 de euro pe care farmacia ți-i dă cu toată inima. Și în același timp și comisionul de 18% este în jur de 2000 de lei, peste 2000 de lei. Așadar, fetelor, spor la comenzi. Doamne ajută! Da, nu contează cum, da. Exact, nu contează. Scuzați-mă, eu vă închid camera. Mulțumim că ne-ai povestit de despre cum reușești tu. Bun, readuc aminte instrumentele. Avem agenda SMART, începe SMART, cât și agenda Rising Stars, făcută de anul trecut, dar am menținut-o pentru că acolo sunt instrumentele care te ajută pe tine, adică ce să postezi în fiecare zi, fișa unui client, consultant sau potențial lider, și agenda începe SMART, pe care o poți găsi și online și o downloadezi și o folosești și o citești, în primul rând. Dacă nu știi să o folosești, vii la mine sau la liderul tău și noi te învățăm. Apoi seminarele gratuite și o parte plătite. Avem luni și miercuri cu mine.
după cum ați văzut, în fiecare lună va fi o oportunitate plus la care poți invita oamenii care nu te cred pe tine, cum a fost mai devreme Elena, da? Nu te cred că se pot câștiga bani, dar voi zice eu asta, nu vă mai spune Elena. Și astăzi vorbim despre follow-up în continuare. Și miercuri aceasta continuăm și începem gamele Dr. Tuna, dar în fiecare miercuri va fi doar o singură gamă cu testimoniale de ale voastre, cu testimoniale de la clienții voștri și cu instrucțiuni, să zic, de folosire și cu la ceea ce ajută, ce problemă poate rezolva. Iar apoi în fiecare zi la ora 7, 6 sau 7 jumătate avem seminar ținut de farmacie pentru cei care sunt în cursa de 18%. Vineri pentru directori cu Mihai Cioban și marți la ora 20 cu liderii Alfa în acțiune, am denumit-o eu cu Anca Jurș, pentru că am considerat să fie și cineva din exterior care să vă zică cum să faceți, să nu mă credeți pe mine. Și culmea, Anca, ce v-a spus până acum, v-am spus și eu. Dar ea vorbește mai tare. Și e posibil ca dacă ea vorbește mai tare să o auziți mai bine. Așadar, cele care sunteți în seminariile cu Anca Jurș, vă felicit și să o continuați, pentru că este foarte important să pui în acțiune ce zice ea. Bun, trecem la partea de follow-up. De ce follow-up? Ce credeți că înseamnă follow-up? Cine poate să-mi răspundă? E foarte important acest lucru. Sau recăutarea. Să transmitem mai departe ceea ce știm noi. Să învățăm și pe alții să... Da și nu. Nu, asta nu înseamnă follow-up, asta înseamnă transmitere, pur și simplu. Reveni la vechi client sau ceva de genul. Revenirea, bun, dar nu neapărat la vechi clienți. Urmărire. Urmărirea, bun. Ce avem, revenire? Urmărirea e obiectivele pe care le avem. Bun, perfect. Follow-up nu e doar despre echipă, e vorba și despre tine. Bravo, Alina! Da, foarte bine a punctat Alina, faptul că follow-up nu înseamnă doar echipă. Follow-up înseamnă recăutarea, da, cum spunea Andreea Conea, să revii la persoanele abordate deja. În orice manieră, dar să revii și asupra obiectivelor tale. Sunt două direcții de follow-up, asupra propriei tale persoane, pentru că nu poți să evoluezi dacă tu faci aceleași lucruri. Cum spunea Roxana mai devreme, a stat două săptămâni și are agenda plină de nu-uri. Afacerea farmaciei se construiește pe nu-uri. Deci foarte bine că le-a luat și încă nu s-a descurajat, ci de acum începe adevărata aventură. Și dacă tu te autoanalizezi, faci propriul tău follow-up la acțiunile tale, îți dai seama că undeva trebuie să schimbi, nu? Gata, Roxana, de acum schimbăm foaia. Nu a mers metoda pe care tu ai simțit că trebuie să o faci, hai să mergem cu altă metodă. Și follow-up către persoanele pe care tu deja le-ai abordat. Să știți că în mediul offline, dacă tu, de exemplu, stai într-un punct fix și prezinți produsele farmacy, este nevoie între 6 și 8 interacțiuni cu tine, adică aceeași persoană să treacă de 6-8 ori prin fața standului unde tu prezinți produsele, ca ea să se apropie de stand. Nu o să se apropie din prima sau să știe gama sau anumit produs din mediul online sau să-l mai fi folosit înainte. Dar dacă e la prima interacțiune, ca să se apropie, să strânești curiozitatea, trebuie 6-8 interacțiuni. Ar trebui de 6-8 ori să-i dai catalogul unei persoane sau să-i dai să testeze un produs până când să cumpere de la tine. Așadar, e vorba de o insistență în privința acțiunilor. Apoi, în mediul online, între 10 și 30 de acțiuni ale tale, atenție, acțiuni ale tale, pe care să fie văzute de o singură persoană, și știți că Facebook și Instagram are un algoritm în care îți arată doar la un anumit procent de persoane și mai ales la persoane cu care interacționează profilul tău. Dacă tu interacționezi cu Adelina interacționează, de exemplu, cu Elena și ele două își dau like-uri, comentarii, normal că Elena va vedea când postează Adelina. Dar dacă nu pare interacționat de 2-3 luni, nu o să vadă ce postează. De aceea, tu dacă faci 10 acțiuni, nu o să reușești să ajungi și la Elena. Bun. Asta înseamnă follow-up. Să revii la persoanele abordate, să revii asupra propriilor tale acțiuni, să vezi ce nu funcționează și să schimbi metoda. Dar, ca să faci follow-up, ai nevoie de ceva foarte, foarte important. Să găsești persoană. Dar cine faci follow-up dacă n-ai cui să-i faci? Nu-i așa? Și voi, când căutați persoanele, ce căutați?
Am scris bine acolo că e în consultant sau lider? Și mai mult vă întreb pe ce v-a axat. Și acum hai să facem, mai suntem peste 50 de persoane, să îmi spuneți ce caut, clienți, caut consultant sau caut lideri? Căutăm toate cele trei tipuri, pentru că ne trebuie și clienți, și consultanți, și lideri, părerea mea. Nu știu dacă este corect. Dar când cauți, tu ce cauți? Când postezi, tu ce lider. Cauți? Lider. Așa, caut lider. Avem pe Bianca spune lider, Alina spune lider, hai să vedem, Elena spune lider. Bun. Căutarea începe de sus în jos, exact cum au spus fetele și se vede că au mai fost în astfel de seminarii. Căutăm lideri. Dacă nu găsim lideri, reușim să găsim un consultant. Dacă nu reușim să găsim consultantul, reușim să găsim un client. Și hai să facem un tip de abordare, dar să zicem că suntem pe Messenger, da? Cine vrea să se ofere? Să zicem că scriem în principal, dar nu vorbim la telefon încă. Cine poate vorbi? Hai că eu vă abordez. Nu mă abordați voi pe mine, nu vă fie frică. Facem acum un exercițiu. Hai, Alina, că tu ești cu camera. Ești singura care și-a mai ținut camera aici. Bine, ok. Da. Bine, bun. Alina, tu ești o mămică, ești acasă, ești în concediu creștere copilul, exact cum este situația actuală, da? Da. Și eu sunt Mădălina Drăgan, director și caut lideri, da? Și postez în fiecare zi pe profilul meu informații. Dar tu nu le vezi pentru că nu am interacționat. Să spunem că tu ești doar o persoană adăugată și nu te cunosc. Nu te cunosc din alte surse, din facultate sau altă modalitate. Dar ca să intru în conversație cu tine, trebuie să dau ce? Interacțiuni? La interacțiuni exact. Te referi. Exact. Like, trebuie să fac interacțiuni cu profilul tău. Te-am văzut că postezi poze cu copilașul, ceea ce pe mine mă inspiră că ești mamă la fel ca mine și putem găsi un subiect comun. Da? Și încep să interacționez. Văd o poză în care a făcut un an, de exemplu. M-aș putea uita acum pe profilul tău ca să vorbesc la subiect. Poți să te uiți să vezi că arată mult mai profi de când am început proiectul. Așa. Nu, hai că nu îl dau chiar public, că nu erai pregătită, dar bun. Hai să văd una totuși cu copilașul, că văd că ai mult farmate acum. Trebuie să fie una și cu tine, ca mămică. Da, am o postare de la creșă cu o poză cu ea. Bun. Uite, a pus inclusiv în momentul în care își făcea unghiile. Și asta. Postările astea, da, postările astea se interacționez. Îi dau like aici. Mulțumesc. Bun. Și așa mai departe. Eu aș zice că mă uit pe profilul unei mămici acum. Mă uit la un lider. Că tu ai început acum, tu ai multe postări și cu farmacie. Și în momentul în care are postarea asta, comoara mea începe să prindă contur și așa mai departe cu fetița ei, are 42 de comentarii, fetelor, și 79-80 de like-uri. Da? Ce înseamnă asta? Că oamenii apreciază viața ta personală mai mult decât business-ul tău. Și e normal asta. Pe tine te apreciază ca om. Pe tine te alege. Persoana aceea, când te găsește sau când o găsești tu pe ea, te alege pe tine ca persoană înainte să aleagă farmacie. Farmacie pe ultimul loc, da? Și... Bun, ai răspuns, dau aici un comentariu, ce minune, ce comoară, ce frumoasă este și ea o să mulțumească. Dar o să vadă, dar cine-i fata asta, Mădălina Drăgan, nu-i așa? Și o să intre pe profilul meu și o să vadă că am și eu o fetiță, dar că mă ocup de farmacie. Și o să-mi dea și ea o reacție la ceva. În momentul în care am văzut reacția de la Alina, m-am dus la ea în privat. Și îi mulțumesc. Hei, Alina, de curând am devenit prieteni, mulțumesc pentru reacția la postarea mea cu... Asta e primul. Alina, tu ce zici? Eu cum răspund? Da. Mulțumesc, apreciez faptul că te-ai uitat și tu pe profilul meu și se pare că avem lucruri în comun. Oh, deja mi-ai dat mingea la fileu, ești prea bună. Da, așa e, Alina. Am și eu o fetiță și are 4 anișori. Tu încă ești în concediu creștere copil sau nu? Da, momentan nu lucrez, dar am văzut pe profilul tău că tu activezi. Prea mult, Alina, fă mai spun că ești prea bună, nu? nu poți să fii așa de ușor. Ok, bun. Fii mai rea, fii mai, că nu vrei.
Da, ok. În prezent sunt casnică, deoarece copilul meu este de o vârstă destul de fragedă și doresc să stau acasă, nu doresc să lucrez pentru stat, să lucrez cu șefi. Mm-hmm. Am înțeles, dar tu iei indemnizație sau e doar stai acasă cu copilul așa, ai grijă de el? Da, iau indemnizația și stau cu fata acasă, da. Am venit de la ea, de la stat. Am înțeles, da. Te întreb pentru că am foarte multe persoane pe care le cunosc și stau acasă fără indemnizație și mai ales în perioada asta e greu să te descurci fără un ban suplimentar. Da, așa este, dar totuși mai bine decât nimic este bine și așa. Mm-hmm. Bun. Îmi place cum ai grijă de ea și că ai grijă și de educația ei și mai ales acum am văzut că merge și la grădiniță. Mulțumesc, apreciez. Da, n-ai pentru ce. Tu urmează să, deci mă întrebi așa, urmează să vrei ceva și de la mine. Asta e cel mai important. Momentul în care tu tot pui întrebări, cum e cu indemnizația, cum e cu mersul la stat, a zis că nu vrea șef. Și o întreb, de ce nu-ți plac șefii? Da? Trebuie să fii foarte atentă să asculți activ. De ce nu-ți plac șefii, Alina? Pentru că nu-mi place să am niște reguli constante, nu-mi place să mă duc la un program fix de 8 ore și să stau la mâna unor oameni pentru a fi plătită cu aceeași sumă lunară. Bun, super alegere. Dacă eu ți-aș da un video de 10 minute, ai avea timp să te uiți la el, să vezi o variantă de a câștiga fără să fii sub un șef? Da, de ce nu, dar nu acum. Cred că mâine o să mă uit cel mai sigur. Am înțeles. Momentan nu am timp. Bun, dar dacă ai avea mai mult timp, ce ai face cu el? Cred că cu siguranță mă voi uita și îți voi scrie înapoi, dar nu acum, momentan nu am timp. Am înțeles. Nu am timpul necesar. Dar dacă ai avea mai mult timp, ce ai face? Cu ce ai vrea să te ocupi? Sinceră să fiu, momentan nu cred că îmi dispune timpul, posibilitatea de a munci. Dar nu la muncă mă refer. Mă refer la ce ai face tu ca om, dacă ai avea mai mult timp. Sinceră să fiu, aș vrea să am mai mult timp cu familia, mai mult timp de împărtășit cu cei dragi, să stau acasă liniștită. Mm-hmm, da, frumos. Uite, asta a fost și deviza mea când am ales să muncesc, dar în același timp să muncesc pentru mine și nu pentru șeful meu. De asta zic, în acest video ai reușit să vezi și o altă variantă, dar o să revin mâine la tine. Mâine pe la ce oră? Înțeles. Poți să te... Nu știu să spun acum o oră fix, ne auzim la un telefon cel mai bine. Îți las numărul de telefon, perfect. Ne auzim la un telefon. Bun, perfect. Bun. Acum o să fie, dacă mi-a dat ea numărul de telefon, aș da seama că totuși am ceva pentru ea, deci eu vreau să o ajut cumva. Poftim, Alina? Închid camera, că plângea cea mică. Da, nu-i problemă. Da, și plângea copilașul și de toate. Deci exact adevărat, eu tot ziceam, dar dacă ai avea timp și copilul plânge lângă ea și normal că nu vrea. Asta exact, spunea Florentina, suntem adevărate. Eu tot vreau să-i vând ceva, în ghilimele, și ea are copilul care plânge, dar eu nu aud asta prin Messenger, nu? Nu aud asta pe chat, că îi plânge copilul lângă. Bun, întrebările deschise, exact cum spune Bianca, sunt ce ai face dacă? Și o întrebare care este foarte, foarte importantă, dacă eu îți arăt, îți ofer puncte, ceva. Tu ai face, ai avea și așa mai departe? Notați-vă asta pentru că este foarte, foarte importantă. Să vă dau un exemplu. Să văd care e următorul slide. Că cred că am... Bun. Aici am luat pe fiecare în parte. Unui client. Discuți natural și prezint ce produse folosești. De exemplu, dacă eu îți dau o mostră din gama Aqua, o vei folosi în seara asta și mâine îmi spui părerea ta? Asta, așa faci tu un client. Dacă eu îți ofer, asta este o întrebare cheie bazată și retestată și la nivel internațional. Dacă eu îți ofer ceva gratuit, tu l-ai folosit și îmi vei spune părerea? Vă dau exemplu în momentul în care ești la stand. Dacă eu vă ofer o mostră din fondul de ten VFX, îmi lăsați numărul de telefon ca să vă pot suna peste 2 zile să-mi spuneți părerea? Și așa ai luat numărul de telefon a unui client la stand pe care încerci să-l înscrii, să-i dai din produse. Unui consultant. Dacă ești la stand, luăm iarăși metoda offline, și vrei, ea se uită la produse, ar comanda, nu ar comanda, spune că nu are bani și tu îi spui.
Dacă eu îți dau un catalog și îți arăt cum să câștigi bani cu acest catalog, tu îl vei arăta la alte persoane? Da? Dacă eu îți dau o mostră, tu o vei folosi? Dacă eu îți dau un catalog, tu îl vei arăta la alte persoane? Dacă eu îți arăt o modalitate prin care tu vei câștiga bani, și bani serioși, încât să nu te mai duci la muncă, vei merge 3 luni mână de mână cu mine? Și dacă spune un da, la această întrebare este foarte puțin probabil să zică nu, nu am timp. Păi, dacă revenim din nou la obiecții, nu am timp legat de cine e. E de gândire limitativă față de afacere, de network marketing sau e de gândirea limitativă față de propria persoană? Și ne spune propria și Bianca, persoană. Propria persoană, exact. Ne spune și Bianca, da, în momentul în care este obiecție, ok, înțeleg, dar care ar fi soluția în momentul de față? Să spune nu am bani. Înțeleg asta, că și eu am fost acolo. N-am avut bani nici măcar să-mi iau o înghețată, să-mi fac o poftă. N-am avut bani, efectiv n-am avut și țineam doar pentru lucrurile cu adevărat importante. Cum spunea Melania, kitul ăla de stat la 50 lei îi se părea o sumă enormă pentru indemnizația pe care o avea. Dar dacă ai avea bani, ce ai face cu ei? Ok, nu ai timp, dar dacă ai avea timp, ce ai face cu timpul tău? Unde l-ai investi? Dacă nu ai bani, dacă ți arăt cum să faci bani, ai fi alături de mine timp de 3 luni? Că nu-ți cer decât 3 luni din viața ta. Și în aceste 3 luni să mergi mână de mână cu mine să te învăț cum să faci. Asta înseamnă să intre în seminarii, să aibă agendele, să facă follow-up, să facă ceea ce faceți și voi. Nu e ușor. Și în momentul în care a spus da, stabilești următoarea întâlnire. În momentul în care clientul a spus da, stabilești următoarea întâlnire. Asta înseamnă follow-up. I-ai spus 2 zile că îi oferi pentru a testa mostra, iai numărul de telefon și spune-l. Dacă îi spui, dacă îți dau un catalog și te învăț cum să câștigi bani cu ajutorul lui, ai avea cui să îi arăți? Dacă spune da, faci 2-3 persoane, când să te sun după ce ai arătat catalogul? La câte zile? Ai stabilit următoarea întâlnire. Ca lider, deja ai stabilit următoarea întâlnire pentru că ți-a spus da, vreau bani, hai să vedem când ne vedem, să stabilim când ne vedem următoarea dată. Bun. Să știi, Bianca, nu luați niciodată împreună o decizie. Știi de ce? Pentru că ea trebuie să ia decizia. Să nu fie nimic din partea ta ca o influență. Să nu spui, vom putea lua împreună o decizie. Vei lua cea mai bună decizie pentru tine. Asta este, să zic, formula ideală. Dacă te ajut cu detalii, vei lua până la final o decizie? Da, într-o convorbire. Dacă te ajut cu detalii, vei lua până la finalul discuției o decizie? Și tot timpul când există obiecții, gândește-te, e vorba despre network marketing. Dacă este cu o schemă piramidală, nu se câștigă din asta, de unde știi? Cine ți-a zis asta? Care sunt exemplele tale că nu funcționează? Ok, nu a funcționat înainte, dacă ai fost în altă schemă piramidală, înseamnă că nu ai făcut ceva bine sau echipa din care ai făcut parte nu făcea ceva bine. Bun. Și ce întrebare, exact cum am spus, dacă eu ți-aș da, oferi, arăta, ai putea da și tu mai departe și așa mai departe. Asta e o formulă pentru orice om care nu este sigur. Pentru că mai sunt și oameni siguri care vin la tine, vreau să mă înscriu, asta e comanda mea și așa mai departe. Dar ca să convingi un om, trebuie să-i oferi ceva, în schimb o altceva. Și trebuie să asculți neapărat activ. Ascultă, a spus Alina despre șef, că nu-i place să fie sub șef. Ok, nu-ți place să fii sub șef? Hai să-ți arăt o variantă. Dacă eu ți-aș arăta o variantă în care să nu ai șef, ai putea să te uiți la un video de 10 minute. Și la acest video mă refer că de pe site-ul www.alfatim.ro este video cu mine și Daniel și recomand să invitați și să prezentați, invitați omul mai devreme, inviți persoana, ai găsit-o, da? Este Alina Istrate, mămică de fetiță și vrea să nu aibă șef, da? Apoi, după ce ai găsit persoana, invit și prezinți, o invit să vadă un video cu formula. Dacă eu ți-aș arăta o modalitate de a câștiga bani, ai putea să te uiți la un video de 10 minute și apoi îi faci prezentare propriu-zisă, video, îl dai video. Ea a spus că nu, acum, ci mâine. Păi mâine îl dau. Nu îl dau aici, că poate o să aibă ea timp să se uite până mâine. E vorba de a oferi la momentul potrivit. Și acest video e valabil și pentru Roxana, dacă mai e pe aici, care a primit foarte multe refuzuri. Roxana, dacă sunt multe persoane din messengerul tău care te-au refuzat,
îi spui, uite, am revenit la tine. Dacă eu îți arăt o variantă prin care să câștigi bani, o variantă care nu e făcută de mine, este o variantă la nivel internațional. Ai avea timp să te uiți la un video de 10 minute și pe www.alfatim.ro găsești acest video. Dacă nu vă merge pe site, am observat că sunt persoane care nu, cărora numele merge, avem link-ul scurt de pe YouTube, tot cu Alfatim, cu Cratimă. Dar vi-l dau eu separat. Bun, după ce s-a uitat, pui întrebări. Lași să treacă 10-13 minute cât e video și o întrebi. Întrebări deschise, cum spunea mai devreme Bianca. Care sunt acele întrebări deschise? Hai să vedem, fetelor, mai ales cele care ați văzut video. Ce întrebări putem pune pe baza acestui video? Nu, dacă mai am apă, iau o gură. Care sunt întrebările deschise? Cu ce încep aceste întrebări? Cât timp ai fi dispusă să investești în afacere? Da, dar întrebările mai la urmă. Întrebările deschise știu că sunt întrebările care au răspuns destul de lung și detaliat. Așa, adică nu sunt acele răspunsuri la care este da sau nu. Exact. Întrebările închise, ești de acord cu și a spune da. Întrebările deschise sunt de genul ce părere ai despre? Sau ce ai face dacă? Ce ai face? Începe cu ce? Cu ce, cât, cum, unde? Ce, cât, cum, unde? Le notați și în momentul în care vrei să pui o întrebare, oprește-te și o reformulezi. De exemplu, ce părere ai despre video? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Poți să înlocuiești cu o întrebare închisă. De exemplu, ți-a plăcut acest video, nu-i așa? Și a spune da. Dar nu ți-a spus ce i-a plăcut cel mai mult. Ce ți-a plăcut la acest video? Ce ți-a plăcut cel mai mult la acest video? Dintre cele trei variante de colaborare, că în acest video explic tot planul de marketing, dintre client, consultant și lider, care ți se potrivește cel mai bine? Și apoi ea își alege. Și noi ne-am dus cu ea, la ea cu o variantă de a câștiga bani și aș alege client. Ok. Pentru client nici nu ai nevoie de mai mult, pur și simplu îi povestești despre produse, despre reduceri, despre cadouri și dai catalog online și spui spor la comandă când se revin la tine după ce te-ai hotărât. Și a testat produsele. Apoi consultant, iarăși catalog online, să-l trimită la câteva persoane și să reușească să strângă o comandă. Și vreau să vă spun asta, este o carte, liderii buni pun întrebări extraordinare, nu vă limitați în întrebări. Cu cât mai multe întrebări, efectiv, e ca și cum ai încolți în ghilimele persoana din fața ta, o asculți, asculți activ, vezi ce spune, pune încă o întrebare, încă o întrebare, ce, cât, cum, unde. Să fie asta în mintea voastră, ce, cât, cum, unde. Ce părere ai despre acest video? Ce ți-a plăcut mai mult dintre cele trei variante de colaborare? Cum ai lucra în continuare dacă ai alege să fii lider? Sau ai ales, îi place partea de bani, da? Ai ales să fii lider. Cum ai lucra în acest moment în continuare? Pentru că e posibil ca ceea ce știi tu și cum lucrezi tu să nu-i placă și ea să nu se regăsească în ceea ce faci tu și să-și dorească altceva. De aceea e mai bine să întrebi cum ai lucra în continuare. Unde ai vedea să-ți desfășuri activitatea? În social media, pe platforma de Facebook, pe platforma de Instagram sau pe platforma de TikTok? Sau în offline? Vrei să mergi din poartă în poartă să cauți oameni? Să găsești persoane. Fetelor, e clar până aici? Puteți să puneți, să faceți asta? Asta înseamnă follow-up-ul. După ce ai arătat un video, după ce ai povestit despre beneficii, vorbești și o întrebi. Cum mi s-a părut? Ce părere are despre? Și cred că am notat și aici câteva întrebări. Bun. O întrebare închisă. După ce ai văzut acest video, poți să realizezi cum aceste produse te pot ajuta să... Și aici continuați voi. Și cu ce te-au ajutat pe tine, poți să scrii exact aici în puncte-puncte. Sau aceste produse pot să facă o diferență în stilul tău de viață? Să nu. Și majoritatea o să răspundă că da. Dacă spune că afacerea farmacii nu e pentru ea, înțeleg. Însă ce părere ai despre faptul că te pot ajuta pe tine și familia ta să câștigi bani sau să ai o viață mai bună cu ajutorul acestor produse? Pur și simplu să mergi pe varianta de client. Dacă nu este afacerea, atunci ia un catalog și arată celor din jur pentru că poți să câștigi bani cu ajutorul acestor produse. Cum? Un catalog sau un video. Ce produse au rezonat cel mai mult cu nevoile tale? Iarăși, întrebare deschisă. Ce părere ai? Ce produse au rezonat?
Ești de acord să împărtășesc cu tine o serie de povești sau păreri ale persoanelor care au avut rezultate cu aceste produse? Iar și o întrebare închisă. Aici v-am dat exemple de întrebări, astfel încât să cer permisiunea, să îi dai testimoniale, dacă vezi că a refuzat orice, ok, ai refuzat orice, dar ești de acord să împărtășesc cu tine o serie de povești ale persoanelor care au avut rezultate foarte bune cu aceste produse? Și ceri păreri pe chatul echipei și spuneți, fetelor, am nevoie să conving o fată care nu crede în aceste produse și nici nu vrea să cumpere. Dați-mi, vă rog, câteva păreri despre produse. Și o să înceapă să curgă. Exact ce mi-a plăcut mie la Pharmacy față de alte companii este că nu stăm și le lăudăm și le dăm postări și dăm reacții sau comentarii la postările altora că da, foarte bun, extraordinare, bla bla bla. Nu, efectiv, real, ce ai simțit legat de acel produs, cum ți-a schimbat ție tenul, cum o să vorbim despre gama Resurface săptămâna aceasta. Și dacă persoana cu care vorbești spune ok, dăm niște testimoniale, o să primească niște poze, niște print screen-uri de la tine în care tu îi arăți cum au avut persoane reale, rezultate reale și rezultate foarte bune. Deci avem întrebări închise, întrebări deschise, dar neapărat trebuie puse. Liderii buni pun întrebări extraordinare. Este și o carte, vă recomand să cumpărați, să citiți, pentru că este foarte important să pui întrebări și să asculți activ. Apoi, după ce am vorbit cu Alina, să reluăm eu cu Alina, da? A doua zi am revenit către ea, am convins-o pentru că am trimis video, s-a uitat, am vorbit ca la telefon, mi-a auzit vocea. Este foarte, foarte important. Vă dau un exemplu de astăzi. Chiar înainte să încep Zoom-ul, vorbeam cu o fată. Mi-a trimis mesaj pe Messenger, nu mă avea la prieteni, nici eu nu aveam. Și a zis că vrea să se înscrie. Și apoi am spus, putem vorbi la telefon? Simplu. Nu am stat să zic, uite, ca membru, aia. Putem vorbi la telefon? Și a zis, da. Și a spus că în urmă cu ceva timp am mai vorbit cu o fată. Și i-a cerut detalii, dar i-a zis că stai un pic, nu a sunat-o, i-a dat câteva detalii, dar tot o amâna. Iar eu am vorbit direct pe video cu ea, da, direct pe video, pentru că a fost de acord. În momentul în care am vorbit pe Messenger, îmi dădea ea ceva pe video și am zis, vrei să vorbim pe video? Și a zis că da, ok, hai pe video. Și e foarte important că după ce ai înscris-o, după ce am înscris-o eu pe Alina și după ce a văzut video, după ce am întrebat-o ce i-a plăcut cel mai mult, după ce a ales client, consultant sau lider, să văd ce îi ofer. Dacă își alege client, consultant sau lider, îi puteți oferi Zoom-ul. Neapărat în Zoom să vadă comunitatea, să vă vadă pe voi, să vadă energia și informațiile pe care le ia de aici. Apoi, în momentul în care este ofertă și tu ești un lider care își construiește echipa, ce vă recomand eu e să iei produsele în mână, să faci măcar o poză și să te trimiți pe WhatsApp, pe Messenger sau îi faci un video de un minut și îl trimiți la toți oamenii din echipa ta și spui, hei, draga mea, e ultima zi în care tu poți avea acces la un cadou suplimentar la comanda ta de 200 de lei, uleiul, setul Grasem Flora sau crema anticelulită. Am pus-o în celălalt ambalaj, anticelulitică. Te sunt aici ca să te ajut și să fie clar pentru absolut toată lumea, noi ajutăm. Eu nu pot să cresc în compania Pharmacy, nu pot să cresc din punct de vedere nici măcar eu personal, dacă eu mă gândesc că vreau să mai fur o comandă. Ei, am luat o comandă de la Lina, am vrut crema anticelulitică de gura mea, că i-am zis că e așa de bună și o comandă, că e bună și că e bună și că e bună. Și a zis, bine, dă-mi o comandă, dar nu mai să scap de gura ta. Nu faceți asta. Nu agasați oamenii. Și atât să te gândești că tu îi ajuți și spui, sunt persoana ta dedicată, sunt lider în echipa Pharmacy, în comunitatea Alpha, dar eu pentru tine sunt prietenă care te ajută. Înțeleg că nu ai bani, înțeleg că acum nu e momentul potrivit și rolul meu este să-ți dau toate informațiile din punct de vedere a produsele, toate informațiile pe care tu le soliciți, toate informațiile când sunt oferte noi și să te ajut indiferent de orice. Iar dacă tu nu îți dorești să dai acum comandă, înțeleg și asta. Pentru că va veni acel moment în care vei plasa, pentru că produsele sunt extraordinare. Că să fii atât de sigură pe tine când vorbești despre produse și să-i spui, nu-i nicio problemă, da? De fiecare dată, nu-i nicio problemă. O să mai fie oferte, dar îți recomand totuși să ai câteva produse să le testezi, dacă, de exemplu, la prima comandă, pentru că singură, îți vei da seama de calitatea produselor și atunci vei comanda mult mai mult, exact cum am făcut și eu. Așa, am spus că poți să-i oferi testimoniale despre produse. Ce înseamnă asta? Poți să o adaugi în grupul tău sau în grupul mare, pe Alpha Team, unde tot timpul fetele spun cât de bune sunt produsele. Poți să-i dai SMS-uri, poți să dai mesaje text pe orice platformă sau mesaje vocale.
vă spun eu personal, astăzi am trimis mesaje vocale tuturor persoanelor care erau în pasul 2 la parfumul Omnia și persoanele care mai aveau punctaj. Sau poți să-i dai e-mail-uri când vrei să scapi. Asta e ultima, da? Așa, Alina, mulțumesc, te vei convinge. Nu venea cu convinge. Sau poți să-i dai e-mail-uri când vrei să scapi și gata. Ah, am trimis e-mail, am trimis comunicare și sunt boss. Nu. Cel mai important e apelul telefonic. Dacă vezi că nu-ți răspunde, atunci îi dai un mesaj pe WhatsApp, un video cu tine, îi trimiți testimoniale dacă are nevoie informații despre produse, îi dai mesaje vocale, poze. Dar important e conexiunea pe care o creezi cu ea înainte de orice. Pentru că dacă eu mă duc acum la Alina, după ce am vorbit despre copii, a doua zi, să zicem, am avut apelul telefonic, am stat jumătate de oră la discuții și mă duc la Alina și zic, Alina, acum e momentul să profiți. Te-am povestit de produse cât sunt de bune, te-ai uitat în catalog, l-ai dat mai departe, dar profită acum că ai un cadou suplimentar, e vorba de 50 de lei, produs de 50 de lei, pe care nu-l mai iei mâine. Și Alina a zis că ok, hai că mă uit în catalog și văd ce comand. Și așa îmi zic majoritatea, dar pentru că eu mă duc la ea cu o convingere că produsele sunt extraordinare și nu trebuie să rateze această oportunitate. Dacă mă duc la ea cu Alina, am vorbit să dai comandă, o dai azi? Nu e suficient. Așa mai cu șovăială, știu că am vorbit zilele trecute, te-ai uitat în catalog, dai azi comanda? Nu, te duci, uite, e momentul, acum e momentul, nu profită de ofertă, ca la teleshopping, fetelor. Acum e momentul să dai comandă. Eu am dat deja comandă, mi-am luat setul Grace and Flora, îl recomand, e fain. Vorbești despre produse ca și cum ar fi parte din tine. Eu una așa fac. În momentul în care o să simți asta, o să vezi că o să se schimbe totul și la nivelul punctajului tău. Așa, și terminăm, dragilor, v-am ținut-o peste o oră jumătate. Continuăm provocările de săptămâna trecută, adică să știi cât mai multe despre produse. Să adaugi oameni în lista ta de prieteni, cum am adăugat eu pe Alina și mi-am dat comentariul la poza cu fetița ei, da? Ca să vadă ceea ce faci, să profilul tău să fie unul de profesionist și să nu uiți de rutina pharmacy, să ai o agendă în care să incluzi pharmacy și contactările oamenilor noi adăugați în lista ta de prieteni și zilnic să realizezi follow-up, adică agenda scrie, azi am adăugat pe Alina, pe Adelina, pe Emilia și așa mai departe. Am dat două reacții la fiecare profil. O reacție pe story, o reacție la o postare și un comentariu, să zicem trei. Să vedem cine vine înapoi din aceste 20 de persoane. Știu că ia timp, dar după ce faceți toate aceste lucruri, o să vă dați seama care este mai eficient și cât oameni trebuie voi să contactați, astfel încât să faceți înscrieri. Dacă revenim la un slide, imediat vă arăt, de în prima sesiune. Imediat vă arăt slide-ul. Pentru 12%. Din punctul meu de vedere este foarte ușor de făcut, dar din punctul majorității nu este așa de ușor de făcut. De ce? Pentru că nu se face acțiunea zilnică. Dacă... Ouleu! Am încălzit ăsta. Mă vedeți? Mă auziți? Acum, da. Da. Imediat. Gata.
că l-am închis de pe calculator. Vă arătam schema aceea de creștere la 12%. Sper că mă vedeți. Am intrat de pe telefon. Da, vă rog să-mi spuneți. Da. Te vedem. Super. Adică te văd. Așa. Dacă mă vede unul, mă văd toți. Gata. Numai un pic să dau de la share. Gata, să mă văd doar eu. Că se vedea că se învârte. Prima dată când mi s-a oprit zoom-ul deodată, ca not responding, ca și cum ai merge, nu? Nu mă văd eu, gata, mă văd eu. Ca și cum s-a supraîncălzit procesorul. Bun, vă spuneam de schema aceea de 12%. În momentul în care faci o acțiune zilnică și adaugi 20 de persoane în profilul tău, aici e vorba, o să vă arăt așa, că altfel nu am cum. Mai țineți minte aceasta? O știți? Se vede. Se vede, da? E important să o știți. Așa. Aici spune așa. Recrutăm de peste tot. De pe grupuri de Facebook, TikTok, pagină de business, pe Instagram, pe YouTube. Și să discuți cu 20 de oameni. Da? Să ai două recrutări din cei 20. Adică Alina ar fi caz fericit în acest moment. Că am vorbit cu ea, i-am adăugat-o și deja s-ar înscrie. Să avem 60 de oameni înscriși pe lună. Și din aceștia să fie 12 cu o comandă de 50 de puncte. Iar din aceștia 60 să fie 3 persoane, 2 cu 100 de puncte și una cu 300. Și deja ai făcut 12%. Evident, dacă media de comandă e mai mică, se ajunge măcar la 9%. Dar zilnic trebuie făcut această acțiune. Dacă nu se face zilnic, nu ai cum să crești. Nu ai cum să crești la 12, nici la 18, nici la 22, nici măcar la 9. Important e zilnic. Și pentru cine spune n-am timp, aduceți-vă aminte că este o obiecție legată de încrederea personală, de gândirea limitativă față de propria persoană. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, îți faci timp. Așa cum poate vă uitați la seriale sau vă plimbați în parc copilașii, dacă ăsta este timp important, așa poate fi și farmacie printre priorități. Evident, a avea grijă de copilul tău este pe locul întâi, dar serialele sau nu mai pot de oboseală și stau un pic întins în pat, ok, în momentul ăla iei telefonul și în loc să-l butonezi să dai scroll pe Facebook să vezi ce-ți fac prietenii, te duci în grupuri de mămici și adaugi mămici. Este foarte, foarte important, dragilor, ce faceți în fiecare zi. Foarte important. Dacă eu n-aș munci în fiecare zi, drept urmare, cum n-am făcut-o în luna iunie, când am fost în Miami și în Marmaris, vânzarea a scăzut la jumătate. Dar nu pentru că n-am fost eu acasă, ci pentru că n-am făcut acțiunea care trebuia în fiecare zi. Nu contează la ce nivel ești, tot trebuie muncă. Evident că la început este mult mai greu, când acum este ușor. Pot să am zile în care nu fac nimic și tot curg banii, să zicem, și tot curg punctele acolo, tot curg comenzile. Pentru că sunt persoane care iubesc produsele. Dar în momentul în care eu pun amprenta și încep și eu să fac, să încep și eu să dau telefoane, o mai dau un follow-up față de propria mea persoană, ca să vedeți că mă autoanalizez. Am avut luna trecută undeva la 100 de activi, poate un pic mai mult. Cum? Pe data de 17 am deja acel număr de activi. Când s-a cunoscut că am stat acasă, că n-am mai fost la spital, că am pus mâna mai des pe telefon, să sun oameni, să vorbesc cu ei, am postat mai des, am postat mai multe story-uri și toate acțiunile au fost mai mult. Pentru că mi-am făcut mai mult timp și am ales să stau acasă în loc să mă duc la spital și am ales să-mi iau concediu medical pe perioada de sarcină. Dar asta e doar o alegere, da? Și în momentul în care ești la serviciu și nu ești mulțumită de serviciul tău și vrei să faci o schimbare, gândește-te că poate fi ceva mai bun. În momentul în care stai acasă și vrei mai mulți bani, poate fi ceva mai bun, dar trebuie să acționezi. Și nu contează la ce nivel ești acum, contează ce faci în acest moment. Da? Bun, dragilor, mulțumesc că m-ați așteptat cu toate problemele tehnice și ne vedem miercuri cu Gamma Resurface, iar la ora 7, chiar acum 7:30, începe o sesiune cu psihologul, cu fata foarte drăguță, de care ne-a încântat și săptămâna trecută și abia aștept și o sesiune pentru că îmi plac tare, tare mult și astea care sunt făcute de farmacie. Vă dau și linkul. Pentru cine vrea și chiar dacă nu are nivelul, vă dau și linkul, da? Doar să-mi spuneți. Vă pupăcesc pe toate. Seară liniște.